Salut! Nu e așa că te-ai săturat să stai la tactul acasă pe banii lui Măta și să-i ceri lui sorta bani de țigări? Ei bine, eu am soluția perfectă pentru tine. Înscrie-te la cursurile mele de educație financiară. Nu te învăț mare lucru. De fapt, eu nu te învăț nimic. Eu doar sper să mă îmbogățesc pe spatele disperaților ca tine care își dau ultimii bani ca să scape de sărăcie. Nu sunt șarlatan. Sunt doar antreprenor. De ce fac lucrul ăsta? Ca să ajut cât mai mulți oameni, bineînțeles. Ce glumă bună! Fac asta pentru că și eu stau cu mama și de 3 luni de zile mă tot amenință că mă dă cu colostradă și vreau să scap de acolo. Cursurile mele valorează și costă 2 lei, pentru că ele, în esență, nu spun absolut nimic. Dar eu vreau să ți le vând ție cu 2000 de euro. Și ca să fac lucrul ăsta, te mint că ele inițial costă 10.000, dar tu ești norocosul care a prins o super ofertă. Așa agăți fraierii, în stil teleshopping. Bineînțeles că și eu sunt la fel de pornit ca tine și dacă toată afacerea asta nu va merge, o să rămân la jobul meu actual. Pentru că eu când spun că sunt profi, eu chiar nu mint, sunt foarte profi. Acolo sunt casier. Dar în timpul liber îmi place să mă plimb din bani împrumutați cu mașina lui Vărmiu ca să vadă lumea ce de succes sunt eu. Când merg la mine la țară, toată lumea e invidioasă și se întreabă cum dracu amărâtul ăsta a ajuns așa de bine. Și ăsta e și scopul, pentru că admirație poate să aibă orice prost, dar invidie au doar șmecherii adevărați și antreprenorii. Scopul nostru al antreprenorilor este să inovăm cât mai mult pentru a ajuta cât mai mult lumea. Ce glumă bună! Da. De fapt, scopul nostru este să adunăm cât mai mulți bani ca să uităm cât de goi suntem în interior și cât de nefericiți. Și dacă toată treaba asta merge bine și găsesc destui clienți, în 2 luni de zile îmi cumpăr și o mașină șmecheră în leasing pe care să o filmez în fiecare zi și cu care să mă laud ce bine merge. Asta, bineînțeles, până nu mai am bani să o achit și mi-o ia banca înapoi. Ce fac eu? Te învăț să faci bani. Pentru mine să faci bani. Tu faci bani pentru mine, adică tu îmi dai mie banii pentru că ce rost are să-i cheltui tu dacă poți să-i cheltui eu. Singura problemă atunci când vrei să pari șmecher pe Instagram cu banii și succesul afacerii tale este că te mai dă de gol lumea în comentarii când îți cere banii împrumutați înapoi. Dar nu e problemă, le dai bloc ca să nu vadă și restul. Așa e cel mai bine. Trăim în perioada cea mai bună pentru țeparii ăștia ca mine. Internetul favorizează foarte mult lucrul acesta. Și e simplu, un rând de haine care se par scumpe, un video filmat cu telefonul tău luat în rate, într-o sală de conferință închiriată în care se par tu mare CEO la nu știu ce companie și BAM! Ai un filmuleț profi cu care să agăți fraierii, clienții, care să creadă toate prostiile, promisiunile tale pe care le-ai auzit de la vărul tău în combinator, le-ai citit din cărți deștepte. Câteodată conștiința mă întreabă, dar hei, crezi că este bine ceea ce faci? Iar eu îi răspund, știi ceva? Dacă cei cu cripto poate să țepuiască atât de mulți oameni, eu de ce nu pot să țepuiesc măcar câțiva? Și ține minte, în spatele oricărui om sărac și needucat se află un potențial client căruia tu să-i vinzi informații inutile la prețuri exagerate. Așa că nu mai sta pe gânduri și înscrie-te la cursurile mele. În felul ăsta sigur ai să scapi de bani, de sărăcie. De fapt, pardon, tu scapi de bani, eu scap de sărăcie, pentru că tu îmi dai mie banii. Hai te rog, înscrie-te. Hai te rog frumos, că mă dă mama afară din casă. Hai, te rog eu din inimă. Hai că nu mai am bani, te rog eu, n-am ce mânca. Hai, te rog eu frumos să înscrie de la cursurile mele. Hai că îmi ceri mama, începe să-mi ceară mama bani de chirie, te rog eu frumos. Hai, nu vrei să înscrii? Dar măcar o țigară vrei să-mi dai? Hai, te rog eu de o țigară. Hai, te rog din inimă.